care l-a absolvit în anul 1955. La insistențele tatălui său, avocat în Baroul Cluj, se înscrie la Facultatea de Drept, pe care a absolvit-o în 1959, an în care se înscrie în același barou ca stagiară a tatălui său. Timp de 50 de ani, până în 2009, a fost avocat în Cluj, rămânând fidelă opțiunii inițiale pe care a avut-o. Spunând adesea că în acești ani s-au schimbat miniștrii ai justiției, președinți de instanțe, chiar și portarii de la tribunal. Ea însă a rămas aceeași prezență constantă prin sălile pașilor pierduți, rămânând atașată crezului său în afirmarea frumuseții profesiei de avocat și a pasiunii pentru independență și libertatea pe care aceasta i-a oferit-o. În 1962 s-a căsătorit cu Emil Cristian, la rândul său avocat, iar în anul următor îi se naște unica fică, Camelia, care i-a urmat același traseu profesional, fiindu-i inițial stagiară, iar apoi colegă în Baroul Cluj. În 1978 s-a căsătorit cu Mircea Dănescu, cel care avea să-i fie partener de viață, an la rând, iubind-o și fiindu-i alături până în ultimele clipe. Deși viața i-a oferit multe satisfacții, a spus întotdeauna că cea mai mare realizare o considera nașterea nepoatei sale Mara, căreia i-a adăugat și numele de Stanca la botez asemenea ei, cea în care și-a pus speranțele, visele și credința că îi va duce mai departe caracterul, principiile de viață și veselia și bucuria de a trăi. Chiar și după pensionare, în anul 2009, nu s-a putut despărți de birou, de viața activă, plină de evenimente a profesiei de avocat, continuând să meargă zilnic, să-și întâlnească colaboratorii, colegii, vechii clienți și prietenii. Aș spune că de când o cunosc, am aflat că viața ei s-a format într-o familie cu multe talente. De asemenea, trebuie să spunem că familia ei a fost prietenă cu unul dintre cei mai mari scriitori români și poet, este vorba de Lucian Blaga. Și Blaga, când era fetiță, i-a și dedicat câteva poezii. Deci iată că viața ei a luat ființă într-o cultură și o civilizație românească, așa cum o cunoaștem noi, autentică și plină de miez de semnificații. Deci iată că acum nu numai că omagiem pe cineva care s-a hrănit din viața culturală și viața spirituală a țării, dar în același timp ne rugăm pentru o persoană pe care o regretăm că nu mai este între noi. Acum, la cumpăna dintre ani, a ales să ne părăsească, trecând într-o lume care probabil este mai frumoasă și mai apropiată viselor sale. Înainte de a începe